În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Cuvioaselor Maici, iubiți frați și surori. Tonul sărbătorii de astăzi este unul luminos. În ciuda faptului, sau poate mai ales, pentru că are în vedere vremuri grele. Și zic vremuri grele gândindu-ne la timpul în care sfinții pe care noi îi prăznuim astăzi au trăit și într-un fel făcând arc peste timp și venind până la noi. Când și noi, într-o altă formă, trăim timpuri nu foarte îndepărtate, ca și conținut și ca și perspectivă de cele în care protagoniștii sărbătorii de astăzi și-au dus existența și mărturisirea credinței lor, deodată cu viața lor. Și din această perspectivă zicem că sărbătoarea de astăzi ne aduce o veste bună. Și această veste bună este exprimată cu limpezime de imnografia care însoțește sărbătoarea. Ni se spune de către imnograf, încurajându-ne, încetata dezbinarea. Aceasta este vestea cea bună. Încetata dezbinarea. Și de ce se spune lucrul acesta cu referire la protagoniștii sărbătorii? Pentru că sfinții sunt cei care unesc. Și această veste bună a fost pentru atunci, dar este și pentru acum. Pentru că, probabil, una din caracteristicile cele mai evidente ale vieții zilnice pe care noi o desfășurăm este neunirea, dezbinarea între noi. Și toate celelalte, într-o formă mai incipientă sau avansată, care țin de această lucrare. Biserica este cea care unește. Și sfinții prin excelență, ca și următoarea lui Hristos, sunt cei care unesc. Și în sensul acesta ne referim în mod special la sfinții cuvioși, Visarion, Sofronia, la sfântul mucenic Oprea și la sfinții preoți, Moise din Sibiel și Ioan din Galeș, care ne stau ca și modele într-o lume dezbinată, atunci și astăzi, zicem, ca semne ale unității. Sfinții ne unesc. Sfinții ne adună unul lângă celălalt. Într-o credință. Și socotesc că sunt trei mijloacele evidente prin care se întâmplă această lucrare de unire, de apropiere a unora de ceilalți. Primul mod, prin mărturisire, prin mărturia vieților și prin mărturisirea cuvântului. I-am numit în imnele care însoțesc sărbătoarea de astăzi, mărturisitori ai adevărului, luptători pentru adevăr. Credința nu era doar un sector din viața lor. Credința era tot una cu viața lor. Și de aceea, până la urmă, au fost capabili să-L mărturisească pe Hristos credința lor ortodoxă, credința în Biserica Ortodoxă, până la moarte. Pentru că cine nu are un motiv consistent pentru a-și da viața, nu are un motiv consistent nici pentru a trăi. Credința este cel mai sfânt lucru
din viața noastră care ne ține în această succesiune a înaintașilor noștri și care ne deschide un orizont în această viață, dar mai ales în viața care urmează după moarte, pentru că viața noastră aici este efemeră și chiar și zilele noastre și atmosfera din zilele noastre ne-o dovedește cu prisosință. Și de aceea subliniem încă o dată, ne unesc în primul rând sfinții cuvioși de astăzi și mucenici prin mărturisirea adevărului, adevărul de credință, credință care se suprapune peste viața lor. Ne mai unesc sfinții de astăzi prin rugăciune, pentru că ei sunt aceia care se așează înaintea lui Dumnezeu și mijlocesc pentru noi și nici măcar nu vor să intre în împărăția lui Dumnezeu fără de noi, fără ca să ne ia împreună cu ei, fără ca să-i ceară Domnului răbdare cu noi, iertarea păcatelor și fără ca să îi ceară Domnului milostivire și să se îndrepte înspre noi și să ne ia de mână ca unii care nu știm bine drumul, ca unii care nu înțelegem bine lucrurile, ca unii care nu vedem bine viața și nu știm foarte bine ce avem de făcut, mai ales atunci când trăim în vremuri neclare, în vremuri confuze, în vremuri în care auzim de tot felul. Mă folosesc tot de imnografie pentru a sublinea această mijlocire pe care ei, sfinții, o au către Dumnezeu și ne așează pe toți împreună înaintea lui Dumnezeu. Cu mic, cu mare, mai buni sau mai răi, mai înțelepți sau mai puțin înțelepți, zice imnograful, cerându-le împreună lor, să ne izbăviți de toată nevoia ce ne împresoară. Și nevoia este un cuvânt cuprinzător. Toată povara, toată neliniștea, toată suferința, toată răutatea, toate celelalte lucruri care până la urmă ne fac să ne simțim singuri, să ne simțim împovărați și care ne îndepărtează de Dumnezeu. Sau într-un alt loc, le cerem să ne scoateți din prăpastia păcatelor. Pentru că până la urmă nevoia și pe cea pe care o traversăm noi acum, nevoia, suferința aceasta, este legată de păcatul nostru. Păcatul nostru ca unui singur om. Pentru că păcatul nu este doar o realitate personală. Nu sunt doar eu vinovat. Ci păcatul se răsfrânge între ceilalți, în lume în general. Pentru că lumea în general există ca un singur om. Noi ne hrănim cu același sânge. Același sânge circulă în toți. Și dacă sângele neamului și dacă sângele lumii este păcătos, poartă acest ADN decăzut, ADN căzut pe care îl are omul de acum, înseamnă că și păcatul nu este doar al meu sau nu este doar al celuilalt, ci este al întregii lumi. Și mai ales nu este doar al celuilalt, pentru că de aici pornește dezbinarea. Așezăm vina, răutatea, greșeala pe umerii celuilalt. În biserică păcatul este responsabilitatea mea, așa ne învață. Eu sunt vinovat. Eu sunt vinovat de tot și de toate. Și de aceea, al treilea mijloc prin care sfinții realizează această unitate este pocăința. Pentru întregul neam. Pentru toți și pentru toate. Ei sunt cei care, asemeni Sfântului Apostol Pavel, stau înaintea lui Hristos și îi spun: eu sunt cel din tâi dintre păcătoși. Păcatul lumii este păcatul meu. Și de aceea,
mijlociesc pentru întreaga lume, deodată mijlocind pentru ei. Și sunt semn al unității Sfinții, tocmai din această perspectivă, ca să dăm și o notă foarte practică. Ei sunt cei care ne cheamă la pocăință, pe noi, pe toți. Soluția nu este să punem vina pe unii și pe alții, să ne divizăm într-o categorie sau alta. Soluția este să ne întoarcem toți cu pocăință la Hristos și să-i cerem iertare pentru păcatul lumii, ca pentru propriul meu păcat. Eu sunt cel care am greșit, Doamne. Nu-i pedepsi pe ceilalți pentru păcatele mele. Pocăința se întâmplă prin două mișcări și mă voi folosi tot de imnografie, ca să-i vedem pe ei ca și promotori și ca și ambasadori și cei care ne cheamă la această lucrare a pocăinței, care până la urmă se suprapune cu lucrarea bisericii. Biserica înseamnă pocăință. Biserica înseamnă întoarcere. Ca un singur om pentru toate păcatele lumii. Și zice imnograful, într-o primă fază, v-ați împotrivit uneltirilor dezbinătoare de frați. Aceasta e prima mișcare a pocăinței pe care ei au realizat-o. V-ați împotrivit uneltirilor dezbinătoare de frați. Și primul lucru pe care noi îl avem de făcut pe urma lor este acesta. Să încercăm să depășim orice dezbinare, orice neunire, orice judecată a celorlalți. Și toată judecata să o așezăm pe umerii noștri. Este foarte important în momentele acestea, când Dumnezeu lasă încercări pe umerii noștri în viața noastră, să nu mai dăm vina unii pe alții. Eu sunt cel vinovat, Doamne, pentru ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Și apoi cea de-a doua mișcare, în consecință, este întoarcerea. Și zice tot imnograful, ca un singur om s-a ridicat poporul cel binecredincios. Vorbim despre acele vremuri și acum vorbim despre noi. Aici este soluția. Aceasta este calea. Ca un singur om s-a întors, s-a ridicat poporul cel binecredincios. Dacă am reușit lucrul acesta, unul lângă celălalt, să ne întoarcem la Hristos și să-i cerem iertare, Hristos și-ar întoarce mânia de la noi. Pentru că să nu uităm, a fost odată o cetate care s-a numit Ninive și a fost și un om al lui Dumnezeu care s-a numit Iona, prorocul. Și a zis Dumnezeu, du-te și propovăduiește-le pocăința. Să se întoarcă cu mic, cu mare, să se pocăiască, să se îmbrace în sac și să ceară iertare ca un singur om, cum zice aici în cântare. Și Iona i-a zis lui Dumnezeu, n-are sens, Doamne, nu se vor întoarce, că nu înțeleg. Și Dumnezeu i-a zis, du-te tu, ascultă-mă, nu mai tot analiza, du-te și spune-le așa cum îți spun eu. Și s-a dus Iona în cetate. Și le-a spus cuvântul Domnului. Întoarceți-vă ca un singur om și cereți iertare lui Dumnezeu pentru păcatele voastre. Și s-au întors. Și Dumnezeu n-a mai pedepsit cetatea. Dincolo de toate explicațiile, dincolo de toată vina, dincolo de toate judecățile, judecata cea dreaptă este aceasta. Noi suntem vinovați pentru ceea ce ni se întâmplă și care este soluția? Ca un singur om să ne ridicăm noi, poporul cel binecredincios, și să ne întoarcem la Hristos, cerându-i iertare. Ce fac sfinții pe care noi îi prăznuim astăzi în viața noastră și cum ne învață să ne comportăm? Aș zice că sunt trei lucrări importante, pornind de la ceea ce am spus până acum. Luminează mai întâi. Ei ne luminează. Pentru că într-o lume tulbure, în care nu mai înțelegi nimic, ai nevoie de harul Duhului Sfânt, ca să înțelegi ce ai de făcut și să înțelegi ce e esențial și ce e mai puțin esențial, ce ține de urmarea lui Hristos și ce nu ține de urmarea lui Hristos. Luminând, ne ajută să înțelegem în Duhul Sfânt viața în general și rânduiala lui Dumnezeu.
Pentru că nimic ce se întâmplă în lume și nimic ce ni se întâmplă nu este în afara rânduielii lui Dumnezeu. De aceea, până la urmă, nu este important pur și simplu să trecem peste, cum se spune, peste o anumită situație, peste vremurile de acum, ci să trecem prin aceste vremuri cu înțelepciune. Pentru că e important să nu uităm, totul se întâmplă din rânduiala lui Dumnezeu. Și chiar dacă pare pedeapsă ceea ce ni se întâmplă, Dumnezeu prin pedeapsă îi vrea binele omului, la fel ca un părinte bun atunci când copilul nu înțelege. Are nevoie să-i aplice unele măsuri mai dure, pentru că altminteri copilul nu va înțelege niciodată. Și dintr-o cădere mai mică, se va face una mai mare și mai mare și mai mare până când nu va mai fi în stare să iasă din căderile pe care el și le construiește sau și le pregătește pas cu pas. Așadar, ei ne luminează tot potrivit slujbelor noastre. Ei ne întăresc. Și toată lumea știe ce înseamnă să fii întărit, să fii însoțit atunci când treci prin momente grele. Și prin aceste momente prin care noi trecem în aceste vremuri. Să nu fii singur. Nici boala și nici moartea nu e cel mai rău lucru. Ci sunt cele mai rele lucruri sau este cel mai rău lucru atunci când ești singur. Și de fapt de asta ne temem. Și în boală și în moarte. De singurătate. Iar noi, din această perspectivă, ne simțim acum, la această sărbătoare, întăriți de acești sfinți care ei înșiși au trăit în vremuri foarte grele. Poate mult mai grele decât cele pe care noi le traversăm. Și în al treilea rând, sfinții înviorează, așa ni se spune într-o parcă, înviorează lucrarea credinței. În aceste momente grele, nu e nevoie să ne plângem și să cădem în deznădejde, ci mai degrabă să ne înviorăm în credință. Și știm ce cât de bine e atunci când te înviorezi după o vreme în care te-ai simțit slăbit sau te-ai simțit incapabil de o grămadă de lucruri. Poate nu e potrivită această comparație, dar îmi aduc aminte când eram acasă în munte și urcam sus între animale și ajungeam la câte un părăiaș cu apă rece și primul lucru pe care îl făceam atunci când era cald, mă spălam pe obraz și ziceam, mă înviorez și mă învioram. Ei fac această lucrare, ne înviorează. Pentru că atunci când stai într-o zonă cu ceață, nu mai vezi nimica, te simți deznădăjduit, te simți lipsit de orientare, o astfel de înviorare te face să privești înspre cer și să vezi că e luminos și că Dumnezeu, dincolo de dificultățile pe care noi le traversăm, din pricina necredinței noastre, nu-și întoarce fața ta de la noi, ci ne zâmbește, la fel cum ne zâmbește și acum, și ne îmbrățișează. Numai că uneori ne îmbrățișează vizibil, alteori ne îmbrățișează la fel cum îmbrățișează părintele pe copilul său în somn, în așa fel încât să nu ne pune prea multă încredere în noi, ci să ne pune mai multă încredere în el. Venind la hramul mănăstirii de la Ciceu Corabia, ne simțim și noi astăzi în jurul sfinților mărturisitori ai credinței, ne simțim luminați, ne simțim întăriți și ne simțim înviorați. Și credem că această staționare pe care o facem în această zi de sărbătoare aici, în locul acesta minunat, poate să ne fie sursă de putere în mărturisirea noastră credinței, sursă de rugăciune pentru întreaga lume și mai ales sursă pentru pocăință, ca întoarcere la Hristos, ca întoarcere la o viață frumoasă, ca întoarcere la modul frumos în care înaintașii noștri și-au trăit viața în credință, uitându-ne, zic, în această zi frumoasă, la ei, cei care au fost mărturisitori ai credinței în vremuri grele ca și ale noastre. Amin.